Defrișările ilegale mai mari de un hectar sunt considerate oficial vulnerabilități la adresa siguranței naționale. O lege în acest sens a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Noile prevederi vin în condițiile în care România pierde 3 hectare de pădure pe oră, 62 de cazuri de tăieri ilegale înregistrându-se în fiecare zi, potrivit ultimului raport Greenpeace, care a monitorizat pe baza datelor autorităților defrișările în perioada anilor 2013-2014. Potrivit organizației, în perioada analizată au fost înregistrate peste 45.500 de cazuri de tăieri ilegale de pădure, echivalentul unei medii de 62 de cazuri pe zi, în creștere cu 30 de cazuri pe zi consemnate între anii 2009-2011, respectiv 50 de cazuri pe zi la nivelul anului 2012. Autoritățile au identificat astfel la nivel național o cantitate de peste 1.011.000 de metri cubi asociată acestor cazuri de tăieri ilegale, adică 22 de metri cubi pe caz, de peste 2 ori mai mult decât în intervalul anilor 2009-2011, când s-au înregistrat peste 450.000 de metri cubi tăiați. Județele care au înregistrat cel mai mare număr de cazuri de tăieri ilegale sunt Argeș, 5.851 de cazuri, 12,85% din totalul la nivel național, Bacău, 3.538, 7,7% și Mureș, 3.351, adică 7,3% din totalul național. De altfel, județul nostru a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de tăieri ilegale identificate de către autorități și în perioada 2009-2011, respectiv 6.458 de cazuri. Valoarea totală a prejudiciului la nivel național în intervalul analizat a fost estimată de către autorități la 230.937.047 de lei, adică aproximativ 52,1 milioane de euro.